Ei, salutare, fraților, eu sunt Adelin și astăzi suntem aici cu Teo și vom face partea de telefon, partea a patra. Avem aici un număr, sunăm din nou la tractoare. Acesta este un om care vrea să facă schimb. Îl întrebăm dacă face schimb cu un tractor de jucărie. Dacă răspunde acum că asta problema. Dai să audă. Vorbim un pic și un pic. Am văzut că aveți un tractor pe... Surbă Dumnezeu! Mă, dar asta era pe tractor, cred că... Era pe tractor. Ia, Dumnezeu! Ia, uite, bă! Folosește tractorul la vânzare. Cine simțit? Normal. Mai fi un tractor. Văd că Daniel era pe tractor de când dat. Era pe tractor, așa. Ia să vedem. Ce e ăsta, bă? Cauciucuri tractor. Da. 200 de lei bucata. Tractor. Hai căutăm copii de vânzare. Ce să mai căutăm de vânzare? Tot tractor. Luăm un tractor de ăsta. Tractor. Avion, adică. David. David? Brown. David Brown. O sună pe Călin. David Brown. Dacă răspunde. Sau dacă nu închide așa direct. Da. Închide și asta 5. Mi-a stat să zic, bă, dacă are de pe bilă. Da. Bun, alt tractor. Asta răspunde sigur. Dacă mai vine a doua mea. Bună ziua. Bună. Am văzut că aveți un tractor pe OLX. Da. Mai e valabil? Da. Până în ce preț îl lăsați? Pe ușa. Cât? Pe ușa. Dar nu... Ascultă-te. Dar nu vreți un schimb? Ce? Un schimb. Ce schimb? Vă dau un tractor de jucărie. Bă, să-ți bagă de nimeni. Da, e funcționabil. De jucărie, bun. Din plastic. Are și motor, dar de fapt nu are motor. Da? Da. Vă dau și... Vă dau și un Lamborghini. Nu cred că dacă n-ați vrut să-mi zic numărul dumneavoastră, că nu văd numărul mă fraiere. Băi, băga mie și pe la mă ta. Ce schimb? Nu trebuie să nu știu că te zbară din mine. Băi, dar nu trebuie să auzi. L-am intrat și... Tu ai auzit oile de fundat? Să auzea oi pe fundat. Asta avea și eu. Călin o comentat. Plimba oile cu tractorul. Tot tractor. Sunăm trei tractoare și după aia sunăm, nu știu. Da. Om, plimba oile cu tractorul, n-avea treabă. Făcea de lifturi acolo, pe la vaci. Deci pe ultimul copil, bunoaie. Moară de măcina după tractor. Moare. Ce mai sună? Stai că știu, am numai bani și aici număr. Tractorist. Ah. Oh, lecturatul streaming, forță. Pa, nu. Lecturatul, nu uitam. Da, mi-am instalat și eu Streamcraft. Dar face pe Streamcraft-ul? Mhm. Like. 7, 3, 2. 1, 4. Poate de mea de diavol, da. Dar nu e la diavol, femeia aia. Tot acolo. Răspunde.
Alo, bună ziua! Da. Aș dori și eu o șo... Alo, bună ziua, e la copilul meu. E mic și prost, dar nu prea știe de astea. Da, în legătură cu tractorul ăla. Da. Cât-i faci putere are? Cai, cai putere, nu faci putere. Cai putere. Hă? 200. Cât? 200. 201? Da. Și... Da, un schimb. Poftim? Nu vrei să un schimb? Ba da, schimb. Păi vă dau un tractor de jucărie. Nu, nu. E cu telecomandă? Da, și, nu, de fapt, n-ai telecomandă. Te-a zis că are motor, mă. Am vrut să-i zic că vreau și așa, mă, mă, cu frigăine de fără rău și fără cătrăveți. Păi de-aia mânești tu mereu. Hai, vreau să-i zic. Copilul meu e alcantat. Cât e faci putere are? Da, să trec cu zboi. Cât? Că fraie putere, nu boi putere. Bă, la astea mai noi nu sunăm, că cred că-s firme. Ăștia și mai chiar. Bă, 1379 de... Bă, are mai mulți abonați. Sunt mai multe pagini ce decât abonația mea. Închirez pațiu. Bă, hai căutăm una de-astea. Cafe. Zic că dau casa mea. Bă, dau o casă. Ca și eu stau la pată, nu? La plouă. Îi dau casa aia. Învelope. Îi dau și câinii din grădine, ce mai am pe acolo. Am și cuști. Am și un WC. Bă, ce să ne sunem? Tractor Fiat. Hai să ne mai... Hai, ieși, mai zi o altă categorie, sunam. Păi nu, știu, tot chestii de astea. Dacă urcă, ăștia nu-i bancă, așa, nu văd că tari. Poate vă sută așa videoclip și mi-i peste unii cu apate. Nu știu, mașini, nu știu. Revenim după ce ne gândim. După mult timp, 2 minute, adică. Nu prea dura mult. Ne-am gândit. Acum sunăm după telefon. iPhone. Cum spun în domenii, paralel și trase. Sper să nu bufnesc că le sunim, nu? Nu cred. Asta cu iPhone nu le spune, zic-o sigur. Deci eu își merg, că are iPhone. Hop. Ăsta nu răspunde. Alo, bună ziua! Alo. În legătură cu anunțul cu iPhone 8. Da. Dacă v-aș da un iPhone 7 simplu și o diferență de bani, l-ați da? Da. Da? Da. De unde sunteți? Timișoara. Oh, departe. Păi de unde sunteți? Din Bacău. Dar atunci n-am făcut nimic. Da. Dar pot veni cu tractorul, dacă e. Ce să vin? Vin eu cu tractorul. Vin tu cu tractorul? Păi hai, sună-mă, când ajung, mă suni, bine? Da, bine, va. Da, bine, va. Azi cu vin eu cu tractorul. Dacă tot ne cumpărăți tractoare, venea cu trotineta, dar stai cu... Ia să vedem cum arată. Tot e gold. O să sun. Prima dată ne cumpărăm tractor, mergem acolo, îi sunăm, îi punem telefonul și plecăm cu tractorul înapoi. Eu am zis că ai nevoie de mie, Adeline. Bă, ăsta-i telefon, e servis, nu? Nu, deci nu, da, de ăștia. Mă, că poate au dragi Italia să ne afli, mă. Mă, bine. Sunt Adeline, toată noapte nu va să sunt doamnă. E bine, la ușa cu el. Peste el. Ce cu. Nu, uite asta. Nu are din post. Păi, dacă sunt... Cum o cheam pe ziua? Anu tu. Cum mai tu? Cum l-am pe Antonio în telefon? Da, o fiu, da. L-am văzut, s-a uitat la mine. De fapt, nu mai discutăm de foarte mult timp. Ne-a testat tot, de fapt, Adrien s-a uitat.
Vlogăm video ăsta mai de bine. Mere, mere. Ai pentru încă nu cu... Să ce... Acum la cine am like-ul, nu? Dacă se va... Lumea au răspuns. Ne-am aici Caterinca. Nu-am exact. Stai din apă, pe telefon Nokia, cu butoni. Am crezut că sună fix, să moară. Dacă era fix, era să... Să dă doi. Asta mergea cu butoni. Auzi. Omul vinde iPhone 7, dar e mergea cu butoni. Care e logic? Alo? Alo? Da. Am văzut că aveți pe OLX un iPhone 8. Nu e valabil. Nu, e greșeală. Nu? E greșeală, e greșeală. Da, da. Am văzut că aveți o OLX. Da, nu. Nu merge. Cum au zis că am greșit? Dacă... Mă, stai, mă, numărul nu cred că l-am greșit. Numărul singur. Numărul nu l-am greșit. Mi-a stricat visele. Da. De-a cumpărat un iPhone. Bă, hai de-a-n seapă. Îi spune că-i dăm bani. Ne întâlnim. Îi zic, poți să-l plătesc în rate? Am fiecare și cu de-asta. Așa, singur, acasă. O să am încă nu vor. Cu rate? Dar nu. Îi se zice, îți dau un leu, azi un leu, mâine, ce pui mâine. Și mi-a zis, ce mai căutăm, ce mai căutăm, ce mai căutăm? Vaci. Da, da. Vezi, ba, de, îl trebuie de lapte. Nu, ce-o trebuie? Pot să o călăresc? Bine, că am văzut că are un cal de vânzare. Nu zice mai celălalt, îmi dă cuțete, poți să-mi dai gâtul cu el? Bă, nu-mi dă vaci. Îl întrebăm dacă-ți voi de tăia pâinea. Oi. Tu ai scris vaci. Vaci. Nu, trebuie vaci pe mine. Bă, nu mai nu stă nică. Căutăm? Hai. Căutăm mult și după. Cai în cai. Câini în câini. Câini în câini. De cai. Ia să vedem ce cai mi dă. Uite, am văzut. Ia uite-l ce frumos. Ia. Căduții. Parcă e voacă, dar e de fapt cază, vezi? Dacă v-ați prins. Nu-ți. Întreb, am cam grăsus pentru vârsta lui. Nu-i cam doar o fantă. Întreb, câți ani are? Bă, n-are număr făinul ăsta. Ba da, nu are. N-are. Bravo. Cum ați zis, o să mă poți lăbă nouă, să-i spun. Avea și la număr. Avea și la număr. Te vezi acolo. Uite, cum am Manza Sport. Și ce întreb, am văzut că aveți un Mazda Sport. Da, bine, tu. Când ar măsa. Facem schimb, vă dau eu alta, ar văzut. Vedem atmosfera. E sună Billy. Vlog. Cum nu știi? Sună că mă plictisesc. Deja pe aia mult am așteptat. 6, 2, 5, 7. 6, 2, 5, 7. Dacă mă vorbești în timp ce fac eu astea, eu mor. Uite, nu mor. Credeam că nici să nu mai vorbesc când vorbești tu la față. Dacă nu o spun, eu mă încă. Da. Bună ziua. Bună ziua. Am văzut că aveți un armăsar la vânzare. Da, tu mă spun cu numai privat. Pentru armăsar. Ce aveți, domnul? Deci, prost, ai număr privat, mă spus, pentru sal cu număr privat. Și cum, domnul? N-are cum. Păi eu sunt serios. Oh, uite-l, lăsa mă închide, eu tu mă sui. Unii proști chiar, pe tot pe care i-am sunat noi, chiar vorbeau. Deci tu mă sun cu număr privat pentru armăsar. Nu merg cu armăsar. Deci cu armăsar din nou. Îl întreb asta cu Mazda și cred că închide episodul. Ca să poți să-l postezi. Deja. Deja. De pe ce ne sunăm? Pe Teo-l sunăm. Dacă vezi că sună telefonul meu acasă. Și ce răspunde mai bine. Ce zic, doamna, al Teo. Am văzut că aveți o mază de vânzare.
acum, deci ăsta răspunde, mă, asta suport. Alo? Alo? Da. Am văzut că aveți o Mazda Sport de vânzare pe OLX. Da. Mai e valabilă? Da. De unde sunteți? Sibiu. Ce motor are? A, o Mazda? Da. Nu, ai greșit, nu, ai greșit. Un cal. Păi, Mazda are cai puteri. Bine, dragule, ceau. Da, bye, bye. O Mazda, da. E zic, ce motor are? Băi, băieți, nu știu dacă chiar au fost atât de amuzante astea. Oi. Următoarea tură sună și ne angajăm. Da? Da. Ne angajăm la... Cu lăzică. În Spania. Și poate vezi că vine ea să ne adi mâine și cu duba. A venit eu la cu lăzică, hai da. Bă, băi, dacă în vară nu mai facem vloguri, suntem la cu lăzică, fă. Da, ca asta e. Nu uitați să rupeți și voi butonul ăla de like, pentru că am făcut și partea a patra. Și când o să văd la un anumit număr de like-uri. Câte like-uri să strângem, Teo? 66 de like-uri. Ca să fie, da. Putem? 69. Nu, gata, 69. Deci dacă 69 de like-uri. Dacă nu facem 69, nu, deci nu mai facem deloc. Ne lăsăm de fața lui de YouTube. Crezi că putem? 69 de like-uri? Mă, cum să nu putem? Dacă suntem... Bă, voi zrupe și vă butonul ăla de like, să încercăm să faci 69 de like-uri, să facem partea 5 în care ne angajăm la colezii căpșun. La colezii pepe, la colezii portocal. La colezii asta. La colezii? E mod, cum să spun, că e ceva. Deci nu uitați să rupeți și voi butonul ăla de like, subscribe și share. Eu am fost Adelin și el a fost Teo. Da, îi mulțumim pentru ajutor. Abonați-vă la Teo Gaming. Vă mulțumim. Nu postează, dar vrea să facă abonați. Așa. Îmi place. Eu am fost Adelin, el a fost Teo și ne vedem data viitoare. Pa, pa!